Bună seara, suntem la Intensity Craiova în a doua seară de festival pe dailymagazine.ro cu un super DJ și un super om, DJ Manuel Riva. Mă declar mare, mare fană a pieselor lui pe care le ascult aproape zilnic și le am în playlistul meu personal. Bună Manuel, ce faci? Hello, îmi pare bine să te revăd, mă bucur că suntem aici, sunt foarte bine. Abia aștept să intru pe scenă. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine experiența Intensity? E prima oară când sunt aici și îți spun sincer, de când am intrat în arenă, am avut feeling-ul ăla, what? E ceva mare, e ceva grandios. Abia aștept gig-ul, dar dincolo de asta, oricum, totul pare super bine pregătit, super bine pus la punct, abia aștept. La ce nivel consider că se află muzica românească de astăzi și unde te situezi tu? Hai să le luăm pe rând. Muzica românească, sunt convins că e la cel mai bun nivel al ei de până acum, worldwide. În ceea ce mă privește, n-aș vrea să trag eu concluzii, mi-ar plăcea să spuneți voi. Sper că sunt acolo cât de cât, știi, zgrind tavanul, dar dincolo de asta, tot ce se întâmplă muzical în România e high class, este next level. Ce poți spune că ai învățat despre tine, ca artist și ca om, în tot acest timp? Ok, cred că cele mai multe lecții le-am primit ca om. M-am educat, am învățat să fiu un om mai bun, am învățat foarte multe lucruri legate de caracter, civilizație, pentru că într-un festival trebuie să fii civilizat, trebuie să fii educat, trebuie să fii, știu eu, pus la punct. Trebuie să fii ordonat și sper eu că am avut ocazia, mergând la toate aceste festivaluri, să învăț de la fiecare câte puțin și suntem aici și am sentimentul că mă simt educat, ordonat, curat. E important. Legat de piesa What Mama Say, care îmi place extraordinar de mult, spune-mi care a fost cel mai bun sfat pe care l-ai primit și pe care l-ai dat în cariera ta de DJ? Și mie îmi place foarte mult piesa și e o piesă care, pur și simplu, chiar vorbeam cu Mișa Miller de curând, e o piesă pe care nu neapărat am scris-o, cât mai mult ne-a venit. Am primit-o cadou. De la divinitate, dacă vrei, de la univers. E o piesă în care am reușit amândoi să ne spunem, știu eu, iubirea față de părinți, față de familie. Și ăsta e un lucru pe care cu mare ușurință îl uiți când începi să trăiești. Ca matur, să călătorești, să trăiești, să te îndepărtezi de familie, dar pentru noi a fost un semnal de get back to your family, știi? Și asta e mare chestie. Ce pot eu să zic? Din toată povestea asta e legătura cu familia. Altceva nu contează. Restul e vin și pleacă. Dar legătura asta cu familia e cea mai importantă chestie. Și acum, ca părinte, la fel, nu pot să subliniez mai mult decât asta. Toate vin și pleacă, dar familia rămâne. E acolo. Da. Vorbeam de unăți cu Dan Negru, un om pe care îl respect extraordinar de mult, și îmi spunea că cei de acasă sunt cei care la finele zilei rămân. Exact ce spuneam și eu mai devreme. Orice s-ar întâmpla, orice faci, prin orice treci, familia e cel mai important, nici nu pot să-i spun lucru, e cel mai important din lume. Mă rog, cea mai importantă, ca să fim civilizați. Și cumva oamenii care te susțin necondiționat. Absolut. Și chiar dacă nu te-ar susține, nici măcar nu-i vorba
poate că nu-i vorba despre asta la finalul zilei, ci este vorba despre dragoste. Unde te întorci să pui, pe ce umăr pui capul la finalul zilei, știi? Și acolo e familia. Ce sfat oferi tu unui tânăr care își dorește să înceapă o meserie de, o carieră de DJ în ziua de azi? Ok, strict muzical vorbind, principalul sfat pe care aș putea eu să-l dau este să nu te cenzurezi prea mult, adică să încerci să dai frâul liber imaginației tale, pentru că de cele mai multe ori tu ești principalul tău critic și principalul tău cenzor și asta nu e neapărat un lucru bun. Dincolo de asta, valabil pentru absolut orice meserie, cred că trebuie să crezi foarte mult în tine, trebuie să ai încredere în forțele tale și să ai încredere că ceea ce tu poți face e life changing. Chiar dacă sună mare, mai bine să pleci de sus decât să pleci de jos, știi, cu planurile. Și iarăși, nu pot să nu subliniez asta, e important să nu te cenzurezi prea mult, pentru că e posibil ca o idee minunată să fie oprită chiar de tine, înainte să fie oprită de alții, știi? Da, și asta, în general, în viață este valabil. Da. Dacă ai un vis... Absolut, de azi, că nu e doar... Dacă ai un vis, să ți-l urmezi cumva, da. Știi? Spune-mi ce îți dorești pentru tine pe viitor. Mi se pare că am poate mai mult decât am visat și nu vreau să fiu ipocrit sau ceva, dar am o familie minunată, fac ceea ce îmi place, lucru care e tot mai rar în ultima vreme. Îmi doresc chestii în plus, dar cu timiditate, pentru că mi se pare că deja sau de mult sunt unde îmi propusesem când eram mic, știi? Doamne ajută să fie bine și la cât mai sus. La fel. Și la cât mai multă liniște, la știi? Fel. Că asta contează foarte exact, mult. Exact. Iar pe final, te rog să ne lași nouă un mesaj pentru Daily Magazine și pentru toți fanii tăi. Mă bucur mult că sunt aici, vă iubesc foarte mult, vă mulțumesc pentru suport. Big hug, big love. Mulțumim tare mult și să-ți fie bine în tot ceea ce vrei să faci.